Vom vedea în continuare niște fapte care m-au scandalizat. Axin de Șivali Vigelie povestesc niște lucruri pe care eu le-am văzut și auzit și pe care nu le recomand. Efectiv, nu le recomand. Vali Vigelie? Eu așa zic. Nu cred că a făcut ceva ce nu cred. Și Axinte? Ne aflăm aici înconjurați de băuturi și de foarte, foarte, foarte multe sticle și voiam să vă întreb cum a decurs prima voastră beție în tinerețe? Oh, da, bună întrebare. Mi-aduc aminte, făcea mama și tata, făcea vișinată. Și îți dai seama, veneau la noi neamurile, cum era de Crăciun, de Paște, da? Și bea vișinată. Și eu mă duceam la vișinată. Și am mâncat. Dar câți ani aveai? Păi cred că aveam vreo 13-14 ani. Bine, de la 12 am început cu astea cu vișine. Și pe la 14 m-am trezit așa. M-a întrebat tata, ce faci băiatul? Ce să fac tată? Bă, ce a făcut ăsta? Și am mâncat vișinele. Și a ta prima beție? La mine a fost cu bere. Eram curios prin clasa 8-a. Cum ești la mine la țară acolo? M-am dus și am băut cu niște prieteni. Bere, o bere, una, două, trei. Am văzut că e chiar bine, dar n-am știut că o să-mi fie rău de la prima machială. Și am băut, cred că vreo 4-5 beri. Și mi-a fost rău 3 zile, dar am zis că în viața mea nu o să mai beau. Și cred că vreo 2 ani n-am mai băut bere. V-ați ascuns vreodată când ați ajuns acasă așa puțin mai amețiți de părinți? Să nu vă prindă, să nu vă, să nu vă certe? De părinți nu prea, dar de nevastă da. Eu știu că mă îmbăt, mă mut în living. Te mut singur sau te mută ea? Nu, vin eu singur și îmi iau locul meu în living acolo. Și de-abia a doua zi, când seara avem opritorul, vorbitorul oprit. Spune-ne tu de părinți, dacă ai mascat vreodată vreo beție. Îți dai seama, am ajuns acasă și ce faci? Mi-e somn. M-am să dorm, îți dai seama. Era rușine. De mama, de tata. Zim și de soție, dacă tot ne-a ridicat Oxinte la fine. Păi ce vrei să zic de soție, mai că dacă se îmbată sau ce? Nu. Dacă ți-e fie, dacă ți se ție frică de ea când te înveți. Nu. Că și nu se îmbată lui. Nu am de ce să-mi fie. Dacă îi dă. Nu am de ce să-mi fie frică. Da, așa. Mai repede, mi-e rușine de copiii mei să nu vadă, a venit tati băut. Intru în casă, îi pup pe toți, îi salut și mă duc direct sus în dormitor. Care este băutura voastră preferată? Apa plată. Eu nu cred. Am că sunt la cură, eu sunt la o cură de slăbire. Eu, dar totuși, de-aia am venit, mi-a zis prietenul meu Axinte și Adriana, băi, vină să, să vezi o sticlă de whisky în valoare de un milion de dolari sau dolari. Am înțeles. Și am zis, ia, bă, să văd și eu sticla aia, poate mi-ajută Dumnezeu să o iau acasă. Păi nu s-o cumpăr, să o iau acasă, am specificat, nu? Că nici nu bei, ți-e milă să... Ce să nu beau, mă? Nu să duc ce 100 de mii așa. Tu-ți dai seama? Ți-e milă să bei. Păi cum să fie milă? E mai mult de păstrat decât de băut. Te uiți la milion așa. Milion. Dar nu, faci altfel, ce? Stai bă să mă simt barul ăsta, pac, mai pui puțin din ea. Ești una la un milion. Ai văzut? Când ți-am spus că cei doi din când în când mai scapă la butoi? Nu știu despre ce e vorba, nu știu ce e la butoi, colega. Dar ai remarcat faptul că numai bărbații răspund la întrebarea asta? Care e prima beție pe care ați tras-o? Niciodată eu n-am văzut o domnișoară din asta care zice, da, domnule, am băut și eu, într-adevăr, am mâncat vișinele din vișinată, ca gâștele alea care s-au dus pe malul lacului și s-au întors ciufulite. Aia e aroconduita, aromândria. De-aia le suflai tu pe fetele alea și în sacul conjunctival. Treaba are suflatul meu cu băuturi. Păi are, că zice că femeia are o demnitate, are și tu... Are, ăla e un joculeț de ea, au fost puse în încurcătură, e altceva. Îți plăcea să faci asta, îți plăcea să le chinui. Mie îmi place să suflu în ceafă permanent. Nu suflai numai în ceafă, le-ai suflat și în nas, le-ai suflat și în decolteu, că am văzut eu în decolteu. Dar vrei să spun sincer? Da. Și ei a plăcut, că am simțit-o. La un moment dat se uita cu alți ochi la mine. Cu care ochi? L-a suflat. Ai mai crescut să niște ochi? Da. Bine. Erau cu ochii ațintiți. Asupra ta. Da. Și eu asupra lor.
că știi cum e, e bine... Să te uiți ochi în ochi, că altfel îți aduce ghinion. Să privești adversarul în ochi. Da.